Fracțiunea Partidului Comunist, pe ordine Consiliului Municipal Chișinău, constat repetat cu mare îngrijorare că ședințele de Consiliul Municipal Chișinău sunt pregătite insuficient de către direcții în primării. Spre exemplu, chestiuni de care de reprezentarea vostru de pământ sunt impuse practic cu desâna, cu zecile sau chiar sute de pe ordine de zi, astfel creând un adevărat caos în procesul de dezbatere, generând adesea conflicte și pretenții, suspiciuni și învinuiri. Fracțiunea noastră consideră că o astfel de atmosferă compromite încrederea locuitorilor municipiului în organele administrației publice locale, inclusiv în Consiliul Municipal Chișinău, ceea ce în ultima instanță influențează negativ nivelul de administrare a celui mai complicat domeniu al gospodării orășenești. Fracțiunea Partidului Comunistilor crede că locul dezordinii și abordării subiective a chestiunilor funciare trebuie să fie luat de evaluări chipzuite și corecte aleșilor locale în procesul dezbatere și votare acestor probleme în Consiliu, dar și prin includerea în acest proces a societății civile. În contextul celor spuse mai sus, fracțiunea Partidului Comunistilor declară că la ședința de astăzi a Consiliului nu va participa la discuții și nu va vota niciun proiect de decizii cu caracter funciar impus cu ordine de zi. Intenționăm ca în cel mai apropiat timp, până la viitoare ședința Consiliului, să elaborăm și să propunem pentru audieri publice criteriile argumentate, rezonabile și clare pentru orășeni, de care se va conduce fracțiunea noastră în procesul de luare a deciziilor legate de acest domeniu strategic și complicat al vieții capitale. În continuare, ne vom ghida anume de aceste criterii și chemăm și colegii din ceilalte fracțiuni ale Consiliului să facă același lucru. Aceeași poziție va fi luată la ședință de astăzi de către fracțiunea noastră și în chestiuni legate de transport municipal. Noi ne vom abține de la dezbatere și votarea lor și anunțăm inițierea modelilor publice de această temă. Fracțiunea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova este convinsă că anume așa trebuie și poate fi stabilită o comunicare activă între administrația locală și societatea civilă, asigurând astfel o calitate nouă a autonomiei locale, dar cel mai important vor fi realizate interesele cetățenilor. Fracțiunea pe cerimie și exprimă speranța că inițiativa va fi acceptată atât de Consiliul Municipal, cât și de societate. Mulțumesc!